Slovacia a câștigat la limită 15-14 primul sfert al confruntării desfășurate la Sibiu. La pauza mare, tot oaspeții au avut un avantaj de 5 puncte pe tabela de marcaj, pe care au reușit să-l mențină până la intrarea în sfertul decisiv. În ultimele 10 minute de joc, România a făcut legea în teren, a egalat și apoi a trecut la conducere, reușind să gestioneze finalul de joc și să se impună cu 90-86. Având în vedere obiectivul nostru, era obligatoriu să câștigăm. Se presupune că Slovacia va pierde toate meciurile, așa că nu poți să-ți permiți niciun pas greșit. De acum mai avem două meciuri, două finale de jucat, un meci în Suedia și un meci în Letonia. Ambele meciuri, indiferent de rezultat, trebuie să jucăm la victorie. Singurul mod prin care poți să realizezi ceva ca și performanță este ca tot timpul să te gândești cum poți sau care sunt argumentele tale ca să câștigi un meci. Asta am făcut și astăzi, deși am fost conduși multă vreme, deși la un moment dat echipa slovacilor ne-au copleșit cu aruncările de 3 puncte din toate pozițiile, și cu panou, și fără, și toți. N-am încetat să credem o secundă că putem să întoarcem meciul. Și mă bucur foarte mult și sunt mândru de băieți că am reușit să întoarcem acest meci. În partida următoare, România va întâlni Suedia în deplasare.